întreb de ce ați intrat în alianța noastră. Păi, domnul Dragoș și Rareș Bogdan, noastră sunteți într-un fel nașul meu, din punct de vedere politic, pentru că... Ați fost atât de mult aici în emisiune? Nu, da, într-o emisiune... Dar sper că mai veniți și dacă ajungeți acolo, senator sau deputat sau da, ce... Da, sper că da, să mă chemați, să mă invitați. Într-o emisiune a dumneavoastră a fost invitat, cred că pe luna martie-aprilie, domnul Marian Munteanu, care a prezentat un fel de proclamație pe care dânsul, împreună cu un grup de persoane, a făcut-o. Ascultându-mă, mi-am dat seama că sunt ideile mele, pe care le scriu de vreo 3 ani de zile și le tot vorbesc chiar la dumneavoastră aici, de dimineață până seara, fără să prea mă asculte nimeni din ce care ar trebui nu, ca nu, să nu, asculte. Nu, sunt ideile bună, care... Nu. Mă delimitez de declarația asta. Nu pe mine, nu. Era... Adică mă ascult. Nu zic că are audiență bună. Nu trebuie să spui că nu te bine. Ascultă nimeni. Nu lasă. Deci, tomatul vine cu săgeți fine, nu e... Da. Dar știți, e vorba chinezească. Eu iau săgețile ca să am cu ce să dau înapoi. Normal. Așa că așteaptă. Încă 2 ore așteaptă. Da. Avem timp. Deci, ideea mea de bază este întoarcerea cu fața spre țară. Știți, resursele noastre... demnitatea de români, motivarea românilor. Am văzut că le are. Am discutat cu o serie întreagă de persoane. În general sunt academicieni, artiști, profesori, ingineri care au... Și s-a creat acest partid care militează într-o manieră, și aici vreau să există o delimitare foarte clară, nu naționalistă, ci patriotică, pentru un deci nou... nu sunteți pe aceeași nișă cu PRU sau cu PNM-ul domnului Aici Florin, e o delimitare clară de dicționar. Acest partid fiind de orientare patriotică, sigur nu e un cuvânt demonetizat acum, patriotism. Poate unii zic că da, eu zic că nu. Patriotism înseamnă să fii atașat țării, țele neamului, să lucrezi pentru interesul țării și a neamului tău. Naționalismul înseamnă să respingi pe alții, să nu fii de acord cu ei, să fii împotriva lor. Ori noi la alianța noastră suntem în latura atașamentului față de această țară, față de generația actuală și cele care vor veni, din punct de vedere al modului în care ne dezvoltăm și în care trăim. Asta ce înseamnă? Înseamnă că vrem un nou tip de guvernare. O nouă gestionare a acestei țări. Nu mai suntem de acord cu promisiunile care se fac. Vom face nu știu câți kilometri de șosele, vom mări lefurile, vom mări pensiile. Astea nu se pot face dacă nu există schimbări radicale în strategia de guvernare a acestei țări. Adică, în primul rând, faptul că este important să ai capital, este important să ai fonduri europene, dar cel mai important este să ai motivarea propriei populații în atingerea unui scop. Ori motivarea românilor este din ce în ce mai puțin astăzi pusă în aplicare, pentru că ne pierdem demnitatea. Uite ce ni s-a întâmplat și cu ambasadorul din Republica Moldova. Ne pierdem tradițiile, nu mai discutăm de istoria României, discutăm de altceva. În ziua limbii naționale nu mai vorbim de Eminescu. Nu avem un orizont de dezvoltare, nu avem ce promite tinerilor. Pentru că nu avem o idee despre viitorul nostru. Cam asta vrea alianța noastră. Vrea ca să readucă în atenție o idee foarte clară. România are resurse și naturale, și materiale, și financiare, și umane. Problema este cum le folosim. Ori ca să le folosim, așa cum dorim noi, trebuie să înțelegem că ceea ce ne aparține ca resurse, începând de la oameni până la uraniu sau fier sau petrol, trebuie să fie în avantajul nostru. Asta nu înseamnă nici respingerea capitalului străin, nu înseamnă nici respingerea altor forme de colaborare, înseamnă ca noi să fim tratați cu aceeași unitate de măsură ca orice capitalist străin, ca orice multinațională. Asta înseamnă că în cadrul Uniunii Europene să avem o politică activă, să ne apărăm drepturile și statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Asta înseamnă până la urmă să fim români. Ori eu sper că dumneavoastră înțelegeți lucrurile astea, pentru că tot ceea ce faceți de ani de zile aici este un sprijin pentru păstrarea demnității naționale. Ori eu cred, ca toți colegii din acest partid, că fără recâștigarea demnității putem noi să ne îmbrăcăm în capital, putem să zicem că ne reorganizăm, că ne reindustrializăm, că facem orice. Nu o să progresăm. Trebuie să credem în propriile noastre puteri. Și asta este, până la urmă,
obiectivul pe care îl urmărim. Dar nu este nici într-un caz un obiectiv naționalist. Nu suntem împotriva nimănui. Vrem ca și noi să avem drepturile care le au și alții.